Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, aici pe Metropola TV. În această seară, împreună cu doi jurnaliști, Liviu Mihaiu. Bună seara, Liviu, bun venit! Salut, Robert! Salut! Bogdan Comaroni, de asemenea, în studio. Bună seara, bun venit! Există ceea ce numim în mod comun simțul ridicolului, dar pare să că la un moment dat simțul ridicolului fie intră în pauză, fie nu există, fie nu mai există. Se întâmplă în politica din România, eu așa ceva vă spun sincer, uite, fac televiziune de vreo 20 de ani și presă de vreo 30, n-am văzut în viața mea un moment mai penibil cu pretenții de, clip cu încărcătură electorală sau cu semnificație electorală, așa cum arată clipul pe care îl veți vedea în minutele următoare aici, difuzându-l pe Metropola TV, pentru a încerca să înțelegem, iertați-mă, dar o spun direct, ce naiba e asta? Adică, uitați-vă, priviți, adunați-vă în fața televizorului, puteți lua și copiii în fața televizorului, pentru că poate învață în felul acesta, e o lecție la un moment dat, după ce se termine momentul ăsta pe care îl difuzăm acum, le spune după aceea copilor, tată, mamă, nu, asta înseamnă să n-ai simțul ridicol. Eu așa ceva, vă spun sincer, n-am crezut să existe. Sunt ca țăranul în fața girafei, da? Deci așa ceva nu există. Priviți! Eu nu știu, sunt încremenit, da? Se dă și paga acolo, cum e? Sau se, ce se dă acolo? Deci, fii atent, vreo 5 primari sau cât sunt ei, 4-5 secretare, de la PSD, de la diverse filiale din Gorj, mă rog, în comune de acolo, au trecut, cum se întâmplă înainte de anul electoral, da? La PNL, da? Nu știu, le-au fi promis să la păi ceva. Zic, ce se dă acolo? Pentru că da. PNL e în picaj, deci... Nu știu, sondaje. Naiba să-i pieptene, că nici nu mai știi la un moment dat cum să interpretezi toată chestiunea asta. Deci, li s-a spus, ia, traseismul clasic românesc, ca să zicem așa, da? Bă, dar să faci din asta, cum să zic, nici nu știu cum să-l numesc, un clip... Ăla e unul la un moment dat, unul dintre ei, când se apropie, eu cred, am senzația că vrea să-l bată așa, de să ridică, adică să nu ies din cadru la un moment dat, și vine așa apăsat, deschiat, cămașa deschiată, zici că vrea să-i dea doi pumni, două palme liberalului. Așa ceva? Ce e asta? Trebuie să spun că Partidul Comunist Român n-a murit. Mai bă, era, bă, făceau ăia pe vremea aia așa păi ceva. Nu, tocmai asta, uite, fii atent. Deci ăsta la un moment dat, astăzi... dacă îl lași fără sonor, uitați-vă puțin, deci așa cum e fără sonor. Păi, văzut că ăsta... Mai dați un pic în spate, vă rog frumos. Președintele s-a și dat un metru înapoi. Exact, deci mai dați puțin, dacă se poate, în spate la un moment dat, colegii, așa. Dom'le, este ceva absolut incredibil. Deci când se apropie la un moment dat de ăsta... Eu văd filmele alea tovărășești din anii 50-60. Aia e, problemă cultism. Uite cum se apropie. Zici că, mă, ce vrei, mă? Plus că tu înțelegi că există un tip de specie care a ocupat administrația politică. Păi, Liviu, stai-mă puțin, cine sunt ăștia? În care nu te mai regăsești, da, nu. Nu seamănă cu tine... Oamenii sunt din Gorj. Da, merge. Așa sunt că, oamenii de partid. Să știi că merge, are dreptate cu filmele alea. Da. De Nenicu. Deci când venea la Sudorul, da. Făcea la echipa. Da. Și... Hai la treabă, da. Tovarăș. Doar lipsește virgulă. Tovarăș. Bravo, exact. Deci, partidele astea și PSD-ul și PNL-ul. Și zici că au uitat la secretarul, cum era secretarul de partid, de la care era pe județ. Sunt niște imitații, niște ventrilogii ai Partidului Comunist. În primul rând că există mania asta numerică, Robert, să ai cât mai mulți membri de partid. Asta partidul, racola. Cât mai mulți membri de partid în județul Câmpul Lung. Așa e și astăzi. Adică un partid care se respectă n-ar trebui să aibă mai mult de 300-500 de membri. Și restul simpatizează. Da, mă, devii prea serios, mă. Mie mi se pare că spun. Băi, da, de bășcălie este... Dar nu de bășcălie. E ceva, e incredibil. Și mai e o chestie. Bă, stai puțin. Deci da. Ăștia se miră la un moment dat de ce crezi, nu știu, aur, șoșoacă și așa mai departe. Bă, lângă ăștia, ăia sunt vii, ăștia zici că sunt împăiați, e ceva la un moment dat, adică ai sentimentul că ai intrat undeva într-un muzeu cinegetic și îți vorbește cerbul ăla împăiat de pe perete. Oamenii vin în partid pentru un singur lucru. E ceva pentru funcție, incredibil. Ca să fie și ei șef cum n-au fost când erau mici. Unu. Doi la mână, ei, așa se mărește partidul, așa se mărește administrația. De-aia administrația are o rată de creștere pe care nu o poate opri nimeni.
1.300.000 cu agregați 1.600.000 de oameni. Bogdane, în era... Care ăștia sunt oameni de partid. Ăștia sunt. În era rețelelor de socializare, a clipurilor făcute, sunt niște puști de 11 ani, de 10 ani, care fac niște clipuri la un moment dat cu un telefon mobil. Da, geniale, niște... da. Geniale, deci fac ceva lucruri. Bă, tu să vii să te prezinți... Asta e clip sub nivelul anilor 90. Adică asta e de anii 90. Da. Mai vedeai. Da, bă, în anii 90, 90 vedeai. Ce vorbești, da. Mamă, că erau... Da. Mă, eu zic că e totuși... Dar fii atent. Pe vremea reclamului, nu mă nebunirea Nicu. Da. Ăia erau artiști, mă, deja. Da, deci așa cam așa, așa erau... V-am prins vrăjitoare. Vrăjitoare. Da. Cam așa era și politica anilor. Deci, dovadă că societatea... Titan Ice. Exact. Doamne Dumnezeu. Societatea a luat-o mult înaintea celor care ne conduc. Dar știi care e faza? Deci, mesajul, adică ideea în sine, deci e de o absurditate maximă, pentru că ăștia sunt o coaliție, sunt la putere. Adică dacă, de pildă, era clipul despre PNL care a colat de la AUR, de la USR, de la USR, da, de la ceva, la AUR, la USR, ziceai, bă, exact, e o treabă, adică fii atent, da, transmitem poporului că noi luăm pe ăștia și facem echipă și hai la treabă, adică e, da, suntem, da, așa. Da, da, da. Dar ăștia își ciordesc oamenii între ei, exact, adică ei sunt într-o coaliție în care, fii atent, se presupune că banii ăia de la buget, că e limpede, că aici, pe lângă ce zice Liviu de bază, schimb, adică de funcții... Ciorditori, mă, nu știu, da, da, e schimb de ciorditori. Deci de ciorditori, așa, deci, zis, deci, am luat deci parte de ciorditori. Iertați-mă, doamne, băi, auzi, are drept, aici e mișto, deci e ăla, nu mai e Calcio Mercato, e Ciordo Mercato. Ciordo Mercato. Deci Ciordo Mercato aici. Și fii atent, faza, știi de ce absurdul care e, că... Pe lângă ce zice Liviu, adică funcții, zice, vină, bă, că îți dăm funcție, adică dăm un partid, da, funcție, da, teoretic, banii aia ce promite PNRR, dezvoltarea durabilă, planul la țară, planul la nu știu ce, îl dă coaliția. Adică, da, nu contează unde ești, că e așa. Deci, absurditatea asta și, uite, alinierea acolo, deci cum s-au pus, și-au aliniat și zice, deocamdată, da, acesta se ne-a primit cu surpriză, adică este, omul este, cum să spun, este... Mai o chestie, este și siguranța faptului că ei vor guverna două mandate împreună, că de fapt ăsta e alianța, aceea e incompatibilă între PSD și PNL. A fost promisiunea mountului de bani de la PNRR, pe care doar nu vreau să îl administreze USR-ul, pe care îi urăsc amândoi de la guvernare. Păi, Liviu, și atunci, nici nu mai zis, ei câștigă alegerile. Stați puțin, ei câștigă alegerile. Dacă rămân în aceeași formulă, le mai dau și dacă mai fac mai dau și eu de dacă mai fac vreo 10 clipuri de astea. Da, și dacă mai fac vreo 10 clipuri din astea. Dacă lumea nu este nu la mai vot așa masiv, ies alegeri. Yes. Da. Vreau să mai vedem o dată, vă rog, regia, puneți încă o dată acest clip. Nu, credeți-mă, nu exagerez absolut deloc. Mi se pare că ne aflăm într-un moment unghiular al politicii din România, pentru că atâta inadecvare la ceea ce înseamnă totuși anul 2023. Peste un an sunt niște alegeri. Trebuie să ții cont PNL-ul condus de o inteligență militară. Nu, eu cred că e de o inteligență artificială care e scoasă din priză. N-a, n-a deci cred că eu cred n-a dialogat aia cu Ion. Mai sus. Mie nu. Inteligența artificială e mai sus. Păi n-a scoasă din priză. E șeful PNL, da, da, și aia artificială cu 50 de cuvinte în vocabular recte președintele nostru, da, ales de serviciile secrete de... cărora le este recunoscător. Mă, dar Ion ăla mai... Sunt obligat să... Sunt obligat să contrazic. Nu. Auzi, dar nu apropo de asta, că tot... Au ales românii. Mă, Ion mai trăiește? Mai există? Ion, inteligența artificială? Deci nu vorbim de inteligența de la Cotroceni. Vorbim de ala. Există Ion. Deci, încă o dată, să vizionăm acest moment de... Deci, publicitar. Nici nu politic. Știu cum a mai fost ala era... Gheorghiu când a bătut la ușă. Bă, dar ăla nu era regizat, măcar era un... Da. Era să dea ceva cu PSD-ul. A, și era ăla de răspunea copilul. Da, și-au răspuns o regie de-asta tot la fel de stupidă. Da, da. Valeriu Stoica a spus într-un interviu, anul ăsta, cred că PNL-ul s-a decerebrat. S-ar putea să aibă dreptate. Și dacă știm și noi PNL-ul de pe vremea lui Valeriu Stoica, Horia Rusu, Dumnezeu să-l odihnească. Păi ăla e altă planetă. Aia e altă linie. Despre ce vorbim noi, mă? Păi știi care e faza? Într-adevăr, asta e adevărul. Auzi, Liviu, știi care e faza? Că noi vorbim de nivelul de reclamă din anii 90. Dar când te uiți la ăștia, să știi că politica aia pe care, despre care noi scriam atunci, de comunismul ăla din politică, e valabil și acum, numai că da, dar aia era totuși la nivel, adică nu era de o tâmpenie atât de...
Băi, oamenii erau mult mai inteligenți, știau ce e a comunicare, ține cont, ți-au ce aminte. Era Iolanda Staniloiu la da. Guvernul României, Codruța, Crenguța Câmpian, deci erau niște femei din comunicare. Guvernele arătau altfel. Sigur, hoți atunci, hoți acum, sigur că da. Numai că acum sunt șoferilor. Mă, sunt aia care nu-i trimitau nici înțelegi? Pe țigări, mă, după țigări și... Acum sunt șoferilor. Șoferii, că șoferilor de stafe, jignești șoferii, mă. Michi Șpagă, ăștia sunt șoferii. Deci, dacă v-ați adunat din nou în fața micilor ecrane, mai difuzăm o dată acest moment, este, repet, este lecție... Hai că am și râs, am și plâns. Păi, da, mă, asta am și spus la un moment dat, l-am urcat pe pagina mea de Facebook am și am spus, le-am spus celor care ajung acolo, zic, dom'le, nu știu dacă să râd, să plâng, să fug din țară, fug de pe planetă, deci este un moment pe care nu știi cum să-l iei, adică ce poate să fie mai penibil de atât la un moment dat în ceea ce înseamnă politică? Hai, uitați-vă încă o dată, ne uităm cu toții, pentru că, repet, este... Disoluție. Ca să înțelegem unde suntem, de fapt, trebuie să privim acest lucru. Bă, dacă tu a fi postat clipul ăsta, vezi că l-a filmat? Nimic. Nu, vorba lui Liviu a remarcat că aveau și mobilă stilă. Mobilă stilă în spate, că bă-s liberali, să trag din brătieni. Da, aveau sală de consiliu, ai văzut? Bese muncitorești. Vă rog, eu continuați. Și ala cu cică, hai acasă. Hai acasă, mă, hai acasă. Hai acasă, ai la treabă. Hai la treabă. Hai cu mine. Dar nu ne zice care-i treaba. Da, știi, da. De obicei, politică, prezinți un proiect. Bă, da. Bă, vreau să facem pod. Oamenii din Bolboș, mă. Oamenii din Bolboș. Ce ori zice? Că a zis că el a fost mereu alături de oamenii din Bolboș. Că n-a văzut nimeni clipul ăsta. Este incredibil așa ceva. Și Prigoria. Vreau să adică ne mândrim cu traseismul. Da, mă. E un fel de să ne mândrim că am trecut la... Adevărat, vă așteptam de mult acasă. Tu, da. Auzi, Liviu, dar gândește-te la o fază. Ăsta, că nu poți să, ce poți să-i zici? Că decât nu. E dus cu capul, cu creierul, dar nu, politic. Nu, eu spun ce s-a întâmplat. Are niște fonduri. Creierul politic. Are niște fonduri de la Consiliu. Da, asta e clar. Și probabil, de la băieți. Da. Și îi, le dă, uite, vrei să-ți faci podul ăla care tot ziceai? Da, mă, vino la vrei să vopsești pala? Da, mă, asta este justificarea traseismului. Și-ți dau bani. Da, da. Liviule, pe întrebare, nu mă, bă, să dar de ce faci chestia asta? De ce te mândrești cu treaba? Stai puțin, stai puțin, că aici merită să generalizăm, pentru că... Poate vrea să candideze mai sus și vrea să-l vadă șefii. Da, mă, păi șefii îl dau afară, mă. Patru Ciordales. Păi șefii îl dau afară. Dacă... Dar fii atent. Hai că ăsta merită generalizat, pentru că deșteptul ăsta și-a făcut clip. Dar eu sunt convins că situația e peste tot în țară. Da, adică unde ea sunt mai deștept și nu-și fac clipuri. Că ăsta. Că nu știu, ăsta și-a făcut clip, vorba lui Liviu, ori să-l arate șefilor, ori să-l ține la amintire peste ani și să le da, spună. Da, e și fudulie. Nu, tati, e fudulie, adică stai. Este incredibil așa ceva. Deci, să trecem mai departe, pentru că nu, v-am spus, deci mi se pare că... Dar ne uităm la Biden, la Iohannis. Da, deci e ceva... Hai să ne uităm la indirii. E ceva absolut incredibil. Am vrut să abordez încă de ieri acest subiect, dar ne-am luat cu altele, ca să spunem așa, și astăzi vreau să recuperăm. Avem un caz care nu este singular, evident, că Părintele România... Boloș. Intrăm și-l pe Părintele Boloș imediat. Dar de vreau să vorbim puțin despre acest scandal Pescomar. Da. Urmărim un material despre Pescobar, un restaurant, mă rog, omul care a făcut niște restaurante cu bani câștigați foarte mulți în ultimii ani, pornind de la o idee de afaceri prin 2013, bun, în regulă. Măi, oameni buni, dar ce au găsit ăștia de la ANPC în bucătăria acestui restaurant de fițe din Herăstrău? A fost... E groaznic. Ce au găsit, mă? Broaște testoase? Ce nu, mă. Bă, totul putre. Putreziciuni. Putreziciuni. Bă, ceva absolut îngrozitor. Noi am ajuns în momentul de față și, atenție, pornind la acest caz, o discuție scurtă măcar despre ce se întâmplă în restaurantele din România. Ți-e frică să te duci să mănânci la ora asta pe undeva? În centru vechi au descoperit toți ăștia de la ANPC niște și dezastre. Pe litoral, nu e așa? Pe litoral e un dezastru. Ca să nu mai spun de mâncarea asta pe care românii văd că o comandă din ce în ce mai mult prin sistemul ăsta delivery. Dom'le, nu știi ce ți-aduc ăia, nu știi unde sunt făcute, nu știi cum sunt făcute la o mână. Sunt comenzile preferate ale românilor. Da, hai să urmărim materialul despre Pescobar, pentru că a apărut și o nebunie. Ăsta îl închideau ăștia de la Protecția Consumatorului, el a deschis a doua zi pe o altă firmă.
Adică oamenii au găsit tot soiul de metode din astea cu care zic, da, bă, nu, ce problemă, mă închizi pentru ce că am rugină am și măcar ne firma asta la mai am o firmă, bă? Și mai bag una. O priviți, trecem, da. Priviți. Ia. Ma. Îi dăm așa, platou car pentru două persoane, cel mai iubit, cel mai râvnit, de cel mai vândut din toate timpurile în România asta. Așa e la noi, nu-i doar pentru mine, așa e pentru toată lumea. Pescovar vă așteaptă. Așa își atrăgea lordul racilor clienții. Prin postările sale, Paul Nicolau invita oamenii să mănânce în raiul fructelor de mare. În 2023, de exemplu, regele fițelor din Herăstrău a încasat zilnic peste 10.000 de euro. A rezultat un profit anual de aproximativ 16,5 milioane de lei. Grupul Taverna Racilor a încasat 10.400.000 de euro. Taxe plătite, impozite și taxe plătite bugetului local, 1.900.000 de euro până în momentul ăsta. Salarii plătite oamenilor noștri, 550.000 de euro. Totul e în casa de marcat. Peste 500.000 de porții de mâncare. Suntem restaurantul și brandul etalon în momentul ăsta în România ca exemplu. Dacă acum învârte milioane de euro, influencerul din online se laudă că a pornit de jos. Am început afacerea curat și acum 8 ani, după un search pe Google, idei de afaceri. A fost extraordinar de greu, deoarece totul a început fără bani, iar când faci afaceri fără bani, faci slalom în a găsi soluții. La început aveam un singur angajat și anume eu, a menționat Pescobar în cadrul unui interviu. Ideea care l-a îmbogățit i-a venit în 2013, după ce rămăsese șomer. Așa a început să vândă raci în piața Obor. Delicatesele fierte le-a vândut chiar și pe pârtia din Poiana Brașov, acolo unde s-a bucurat de un succes neașteptat și a devenit milionar în euro. În 2022, în plină pandemie, a creat o platformă de comenzi la domiciliu pentru faimoasele delicatese. Astfel a ajuns cu 3 restaurante deschise în Timișoara, Znagov și Herăstrău. Tavernele de fițe cu prețuri exorbitante s-au dovedit a fi o înșelăciune. Mâncarea și scoicile erau putrede, somonul mucegăit și instrumentele de mâncare erau pline de rugină în bucătăria localului. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile găsite de inspectorii ANPC. Pescobar infirmă acest lucru și și-a redeschis restaurantul din Herăstrău pentru o zi, de data aceasta pe o altă firmă. Și încă o dată vreau să dezmint cele mințite. Taverna Racilor Herăstrău nu este închisă. Da? Ia acum 3 luni de zile de când și sunt aceste filmări și poze, nu sunt de ieri, de alaltă ieri, de nu știu când, sunt de acum 3 luni de zile, a fost suspendată activitatea pentru o zi. N-a fost niciodată vreun caz, toxic, infecție alimentară, n-a fost nimic, da? Numai o vești. În urma acestor postări din mediul online, inspectorii ANPC s-au sesizat în privința noilor nereguli și au închis pentru a treia oară restaurantul din Herăstrău în doar câteva luni. Însă, de data aceasta va fi timp de 12 luni. Dânsul ne-a obișnuit cu tot felul de ingeniozități juridice, a implicat-o pe mama dânsului și a redeschis restaurantul la un moment dat pe o altă societate comercială. La acest moment, ca să fim siguri că ne-am făcut foarte bine înțeleși, colegii mei au procedat la sigilarea blocului alimentar. O rupere a sigilii deja nu mai intră în sfera contravențională, ci intră în sfera penală. Sperăm totuși, după ce își reevaluează atitudinea din perspectiva respectării drepturilor consumatorilor, acest operator economic să găsească calea cea mai dreaptă, 2 dintre locații pentru 12 luni, cea de la Timișoara oprită temporar până la remedierea deficiențelor. Lordul Racilor Pescobar deține 3 restaurante în România, însă localul din Herăstrău a prezentat de mai multe ori probleme, așa că cel de aici, dar și cel din Znagov, rămân închise pentru următorul an. Toți băieții ăștia, și nu e singurul, îl punem la socoteală și pe Donca ăla. Nu, îl punem și pe Donca ăla. L-a care... supărat pe șeful toți ăștia... pe ce? Nu. Toți ăștia sunt la un moment dat niște băieți creați, badă rețelele sociale, badă show-uri televizate. Toată lumea spune, mamă, ăla e bucătar, mamă, ăla e om de afaceri. Și la un moment dat descoperi că unul, de fapt, nu e om de afaceri, e scroc, da? Și că i-a păcălit pe unii cu o monedă virtuală.
altul că nu e chiar așa... Bă, da, asta e capitalismul, Robert, asta nu s-a întâmplat numai la noi, s-a întâmplat... Nu am spus, mă, că s-a întâmplat numai la noi. De la 1900 în tot capitalismul... Da. Dar își dau și țeapă între ei, că am văzut că e apărut ăla, Dorian Popa, ce că l-a țăpuit ăsta la altul, exact, de bani. Exact, că nu mai răspunde la telefon, e nenorocire curată. Da, în momentul de intrăm din nou, ne întoarcem că pomenează de anii 90, anii ăia în care te intersectai de foarte multe ori cu genul ăsta de indivizi care veneau, dădeau un tun. Și atunci nu s-a plătit nici TVA-ul, niște ani nu s-a plătit, exact, nu exista, da, TVA, în fine. Primii îmbogățiți ai de celui nou. Oameni buni, mâncați acasă, seamănă, dacă puteți, cât mai mult, da, dacă s-ar putea, încercați să gătiți acasă, asta cu restaurantele în România, iertați-vă. Eu ți-am zis profeția mea, restaurantele, da, vor fi doar pentru milionari în curând. Bă, să mănânce ei, dacă mănâncă și le gătește pe scobar ăsta niște... Vor fi prea scumpe niște, pentru omul de rând. Midii din astea putrede, n-au decât. Dacă asta vor să mănânce la un moment dat, e problema lor. Vreau să vă rog, pentru că avem aici două școli de gândire, să spunem, în ceea ce privește partea asta de energie verde. Pe de o parte, ecologistul Liviu Mihai, atât de bine cunoscut, ca să zicem așa, și Bogdan Comaroni. Și președinte de onoare al partidelor verzi. Da, onoare la verzi. Onoarea muncii. Onoare muncii. Și domnul Bogdan Comaroni, un sceptic, nu neapărat un potrivnic al acestor chestiuni. Pornim un dialog pe această temă, dacă se poate, de la o știre care tulbură, ca să zicem așa, micuța comunitate a oamenilor care încep să-și monteze panouri fotovoltaice. Mă număr printre ei, ca să zicem așa. Zice domnul președinte al ANRE, numele nici nu contează, nici nu cum îl cheamă pe domnul respectiv, că românii își pun prea multe panouri fotovoltaice. Cu alte cuvinte, ar cam trebui să existe în legislație o frână, că dacă tu, de exemplu, acasă nu consumi, să zicem, îți pui panouri de 5 kW, da, pentru așa să furnizeze 5 kW și consumul tău nu are, tu n-ai nevoie de atât de mulți kW, ar trebui să existe o limitare a numărului de a puterii instalate pe care și a puterii după aceea pe care o poți da în rețea. Prin urmare, se cam termină, ca să zicem așa, și nici n-a început bine și se termină povestea cu fotovoltaicele, da? Probabil că vor rămâne niște șmecheri care bine, au putea să-și instaleze. Mai trebuie spusă și doar faza că acum câteva zile în proiectul ăsta, guvernul cu, da, toate astea, tot pe ideea asta a venit Ciolacu și a spus că încurajează pe bani europeni de se mută puțin afacerea, pe bani europeni să-și cumpere baterii, adică să-i scoată, să-i debranșeze de la sistemul energetic național, condiția de bază fiindcă îți dă baterii de 25.000 de lei gratis, adică ți, da, le dă statul, și că acum rămâne de văzut dacă într-adevăr ți ajung pentru jumătate de zi, cum spuneau ei, dar ideea de bază este să nu mai fii prosumator, adică e o campanie cu bateriile, care lumea trebuie să înțeleagă că bateriile astea în care magazinezi curentul și care dai înapoi în casă nu sunt bateriile ca la telefon sau asta, ci se degradează, evident, într-un timp foarte accelerat, adică practic când în 2 ani este, no, deci din ce am văzut eu, deci în 2 ani ajung la sub 80% din asta, deci undeva la 4 ani trebuie iar schimbat. Eu am pe trotinetă baterie de 6 ani. Păi da, dar tu nu ai bateria la care să țină o casă, știu, și puterea respectivă. Bă, știu că le acum nu vreau să... Tesla are și Tesla are genul ăsta de baterie. Da, mă, dar nu-ți încurajează baterii de tipul ăsta. Dar nu problema, știi care e problema? Că e o idee de a te scoate, că de-aia zic, programul nici la început bine. Nu le-au spus că e nevoie, nu le-au spus că e nevoie de energie verde. Da, și că o să o dăm la această oră, da, niște români, mă număr printre ei, au zis, da, dom'le, da, energie verde. Câștig și eu, da, în chestiunea respectivă și fac și un pustiu de bine. Bag curent în sistem și vine factura pe plus. 200-300, păi da, 400, da, de euro. Asta este afacerea europeană, da, Liviu, de, știi care, zeci de, Liviu, de ani. Nemții procedează de mult, așa s-au plictisit de... Da, da, știi care e faza? Lasă-mă puțin să duc o idee. Că nu mai vor să folosească sistemul ca o baterie. Asta e ideea. Rețeaua națională nu duce, unu, doi la mână. Nu le convine vânzătorilor de curent. Așa. Păi aici ai aici ai zis. Vânzătorilor de energie nu le convine pentru că tu, cetățean,
le fur din piață, din carnaval. Da, da. Dacă s-a adună 250 de mii de oameni care bagă în sistem, alea sume mari când vin înapoi și la cetățean. Da. Și atunci ce e atâta, nu? Da. Cum zice comunistul? Ce e atâta distracție pe sectorul energetic? Păi da. Și atunci, uite, ai zis un adevăr, că acum ai zis treaba asta. Nu, dacă... și știu, păi nu, adică... Păi știi, dar ai zis că aia vrăjeală ce ai zis-o înainte, că nu știu. Dar asta este că i-a deranjat pe băieții deștepți, pentru că, într-adevăr, să folosească sistemul energetic național toți ca o baterie, că asta era faza când s-a propus inițial, că îți dă compensare unul la unul, da? Da. Și când am spus la vremea aia că o să vezi că o să se limiteze, că o să apară prima limitare, după aceea să apară taxele, că o să spună impozit pe și toate astea, că doi la mână. Nu o să venit. Nu o să spună unul la unul, că tu când bagi în sistem, când iei înapoi, o să fie la un preț și un decalaj de altul. E, acum... O să vezi că pe lângă limitarea asta și toată deranjul care l-a produs pentru băieții, de, că într-adevăr Europa a zis așa, de oriunde Uniunea Europeană... Are 1.000 de miliarde Europa pentru schimbarea da, da, tipului de energie. Uniunea Europeană avea o chestiune... Războiul a omorât Green Deal-ul ăsta, că venea o groază de bani ca să ne schimbăm toate bateriile, toate mașinile, toate... Știi că, o groază de bani. Ceea ce nu le convenea, cui nu le convenea? Că am... Europa să păi fie da, lider mondial în schimbarea asta tehnologică. Problema este cu un trilion. Mai bine trilionul nu-l folosim tu, într-un război. Liviu, problema e alta, că tu dacă vrei să treci numai la mașini electrice, la încărcare... Nu se poate numai. Păi nu se poate, dar dacă vrei să treci, ai avea nevoie ca să existe peste tot, pe lângă astea centrale, hidrocentrale, eoliene și tot, să existe foarte multe fotovoltaice, să bage în acest sistem, pentru că Uniunea Europeană a gândit la un moment dat sistemul energetic unitar. Adică nu contează de unde te bagi sau nu știu ce, te pui la potențial și atunci transferul de energie de pe piață. Deci aberația asta că nu ajunge în sistem. Da. Că nu e producția prea mare și nu avem cui să o dăm, e o minciună. Dar să-și pună ei, mă, în sistem baterii. De ce să-mi instalez eu, da, baterii? Să-și pună la un moment dat baterii, sistemul. Da? Eu vreau să fiu, de exemplu, și seara, modelul, noapte, să dea Robert, modelul e să fii cât mai autonom energetic, când, mai ales când ai un stat de prost ca statul nostru, un stat care te poate angaja și în conflict. Este secretul să fie autonom energetic. Asta mi-aș dori eu pentru casa mea, adică să nu depindă oricine. Uite ce zice domnul ăsta, deci George Niculescu. Eventual să bagă în sistem, domnul George Niculescu de la ANR. Și să am 200 de euro în fiecare lună. Iată ce spune domnul George Niculescu. Care este, cum zicea Tesla, energie gratis. Dar mai e important o chestie. De ce trebuie să limitez mie treaba asta? Dacă eu depind, am o proprietate și cu tot în care pot face, de ce să-mi limitez că poate chiar vreau să trăiesc din asta? Adică dacă am terenuri, păi proprietăți sau... Păi de ce? Te concurează. Și... Păi da, de ce? E mare și abuziv statul, e înconjurat de tot felul de chiene energetice, deci, și nu o să dea de ce nu mă lasă, tuturor de ce nu mă lasă cetățenilor să... Norvegiei, cum au ei fondul la norvegian în care sunt tot poporul acționar, că așa ar trebui. Energia lui Tesla, asta solară, este gratis, ba mai mult îți produce bani. Până când se schimbă. Vreau să înțelegeți despre cum este mentalitatea, cum gândește atenție domnul George Niculescu, președintele ANR. Zice, nimeni nu vrea să pună sau să stopeze aceste investiții. În continuare, prosumatorii trebuie încurajați. Programe guvernamentale la dispoziția lor. Această măsură, cum a fost ea legiferată, e una de eficientizare energetică. Practic, această măsură, prin compensarea consumului de energie cu producția de pe o instalație pe care o montăm pe un acoperiș, este de fapt o măsură prin care consumatorii casnici își pot diminua facturile și își pot reduce cheltuielile cu utilitățile. Vedem în cazul unei gospodării care are o capacitate instalată de consum autorizată de 5 kW la o casă, iar acoperișul îmi permite să instalezi 20, deci de 4 ori mai mult. Da, de ce să nu? Cad tentației să instalezi 20 de kW. Da, mă, pe banii ce se întâmplă dacă cu toții vom instala capacitate de producție mai mare decât avem noi nevoie, zice domnul George Niculescu. Gândiți-vă vom la ce celor care au nevoie. Care au nevoie. Da? Dar există vinzi, situația în care operatorul comunistă de distribuție asta, nu va putea să mai primească noi ce. E mentalitate de comunist. Comunist. Păi oameni buni, voi înțelegi că noi, ăia primarii, ăia, de-aia sunt așa cum sunt, da? Pentru că au și până la nivel central unii care gândesc, care așa gândesc în felul ăsta. Da. Cine sunt ăștia? Cum să faci cu ăștia la un moment dat trecerea la tranziția la energie verde la una altă?
Ei gândesc la modul, nu, domnule, nu se poate Turcescu dacă și-a montat, apropo, n-am vreo instalație, mai nu vă gândiți, 4 kW. Și-a montat Turcescu pe ce are nevoie de 4. Ce pondere din energia consumată acasă reprezintă ce ți-ai pus tu? Îmi acoperă nevoie. Depinde că total 80%, față. 70%. Total, sper ca total. Păi nu. Ai pompă de căldură? Nu. Depinde da. De dar aș putea, de exemplu, dacă aș fi avut un acoperiș mai mare, să mai pun niște panouri, dar n-am, și poate să mă duc și spre pompa de căldură. O dar nu mă lasă. O să zic că domnul George Niculescu o să spune, Turcescu, păi stai mă, nu mai e nevoie da, de mai mult. Da, o să spui și fereste sub formă de panouri solare. Nu mai poți, nu înțelegi că vine să la NR și gata, la revedere. Tesla acum a avut o invenție revoluționară, că știi că acum când recunosc. Deci a venit Tesla, acum e nou hype în panouri, prin care a creat sigle. Sigle, da. Care se conectează una cu alta. Iată. Și n-au moarte. Adică nu mai e că panoul ăsta pe 20 de ani, după 15 ani... Și care acumulează energie. Da, deci Tesla, într-adevăr, tehnologia evoluează. Este scump acum să spui un acoperiș din sigle Tesla, dar probabil se va ajunge ca să fie o chestie... Dar probabil când ajung să facă producția în China, lucrurile vor... Bun. Între timp, doamnelor și domnilor, pentru că e important să înțelegem, noi avem, l-avem pe taica popa de la finanțe, pe domnul Boloș. Da. Domnul Boloș, eu cred că va fi nemuritor, spre exemplu, deci nu cred că l-atinge ceva. Domnul Boloș, când apare la un moment dat așa, fără cravată, stând așa într-o rână puțin și vorbind națiunii, astăzi a ieșit să dea indicații prețioase pentru nemulțumiții din Partidul Național Liberal. Pentru că în PNL s-au mai trezit unii, probabil lucizi așa, după toată beția asta în ultimii ani și au zis, băi, e ceva anormal. Ne pierdem electoratul. Sunt oameni din care că au venit primarii din Boloș. Exact, da. Și domnul Boloș le transmite, o să vedeți în ce manieră, să stea liniștiți, e criză și e nevoie de bani. Priviți-l pe domnul Boloș, ministrul finanțelor din minunata noastră țărișoară. Să fim mult mai înțelepți pentru o situație de criză pe care România o parcurge, să îi îndemn să lectureze conținutul acestui proiect de lege care a pus în centrul atenției și protejează oamenii și mediul de afaceri într-o perioadă extrem de grea pentru România și bazaconile acestea că astăzi ministrul Boloș demisionează, mâine s-a răzgândit, nu cred că fac cinste cu o situație extrem de grea prin care trecem și în care am încercat să cumpănim lucrurile încât turbulența aceasta pe care o avem să fie trecută cu bine și apoi tot cei care critică astăzi, poate mâine se vor bucura de investițiile pe care le vom face pentru oameni și pentru ca noi împreună să avem un viitor mai bun. Nu spun vorbe doar de dragul de a le spune, îi îndemnă la echilibru și să fie mai atenți cu ceea ce înseamnă aceste măsuri, pentru că ele sunt foarte importante pentru România în aceste clipe grele. Nu știu, am vorbit ca la partid. Predică. Bravo. Predică. O predică așa. Să fie mai atenți cei care critică că adică trăim vremuri grele, deci băi, e ministrul de finanțe, el trebuie să vină. Avem trei soluții. Să o luăm la stânga, la dreapta, să punem impozite aici. Și anu, Austria ce fac așa, ăilalți, să ne facă să înțelegi. El vorbește ca la predică. E criză. Să aveți grijă totuși când e nevoie de bani, e nevoie de bani. Păi asta puteam să zic și eu, dacă încolo am zis. Și o poți spune oricând, adică e o chestiune, o asertiune valabilă în orice clipă, în orice moment, oricând pe planeta Pământ, da? Partidul Comunist. Eu zic măcar să vină să cânte. Să intre cântat. El în loc să dea dare de seama finanțelor publice românești, el a venit să ne spună că e greu și să fiți atenți. Dar voi vă simțiți, iertați-mă, sunteți oameni care de o viață, într-un fel sau altul, sunteți în mediul privat. Am văzut multe conferințe de presă, dacă să zic așa. Și conferințe de presă și în mediul privat. Voi vă simțiți confortabil cu felul în care înțelege în momentul de față Guvernul României să amendeze, și ăsta e un eufemism, că puteam să spun ceva mult mai urât, dar suntem la televizor, micul întreprinzător din România. Deci,
Păi ideea că orice întreprinzător este un evazionist și ne-a spus-o premierul Ciolacu ieri că avem cea mai mare evaziune fiscală din Uniunea Europeană și gata, nene. Pentru că avem cea mai coruptă administrație, așa? Nu pentru că sunt poporul e de vină. Nu pentru că poporul e de vină. Domnul, și domnul Bolo și premierul ieri ne dau de înțeles că, domnule, ai un business? Ești un evazionist? Ești un tâlhar care vrea să păcălească statul? Mentalitate care de ilicit, mai țineți minte? Da, ilicit. Legea ilicit pe vremea comunismului. E, da. N-am scăpat de comunism, cum am zis la începutul emisiunii. Trăim în consecințele lui, dar cu șoferii. Nu cu Năstase, Cosmâncă, etc. Nu, deci e clar. Aici, da, ce să are dreptate Liviu, dar eu completez cu asta. Și prigoana pe care o fac aia cu case și cu mașini. Adică avem cea mai mică clasă mijlocie din Uniunea Europeană. Păi sunt închise. Cea mai mică. Bă, sunt închise alea, da. Și mijlocii, firmele. Sunt 4-5 mii, să închid între 3 și 4 mii să închid pe lună. Sunt de la începutul anului, au ajuns la 34 de mii de firme. Au început și în Germania. Dar fii atent, problema în sine asta. Bă, treaba aia cu casele, ai văzut-o? Deci cum poți să intri cu casa la 500 de mii de euro și să spună taxa de, 1500 de euro direct? Direct, fără nicio fel de problemă. Și cu mașina, dacă e peste 75 de mii de euro ca valoare, stai puțin. Bă, la francezi. Păi nu, aici a lovit pe astea, la mașini. La mașini și la mașini. Asta cu 500 de mii case nu. Bă, dar de ce nu e progresiv, mă? Adică fii atent, deci dacă ai mașina de 74.600, nu dai niciun impozit de nimic la ea. Dacă ai trecut de 75 plătești, la fel la casă dacă ai. Deci nu, dar să vezi problema câți oameni, pentru că au niște case normale, dar stau în niște poziții pe care și le-au prins ei când le-au luat ei, de la părinți care le-au avut probleme la vremea cu Icralul, cu alte chestii. Dar stau în zone care sunt considerate de lux și unde proprietățile respective și sunt bătrâni cu pensii, cu nu știu ce, care stau în niște proprietăți pe care au stat toată viața, dar acolo sunt încadrate la proprietăți peste 500 de mii de euro. Deci, de unde vine chestiunea asta? Deci ori încurajăm capitalul, dezvoltarea, că vis-a-vis de micro-întreprinderi, da? De firmele mici și mijlocii, cum zicea Libidez. Bă, deci a ajuns să ai o chestie. Dar care mai e diferența între PNL și PSD în afară? Păi asta, impostul fix. De-aia și cred că participarea pe liste comune nu că este numai o mișcare politică. Nu e nicio deosebire. Păi unde? Unde? Și nici de abordare liberalism, a pieții muncii, nici de abordare a cumpărăturilor de arme. Băi, trebuia acum să se muște în coaliție, să se ia de gât. Să zică, bă, astea sunt măsuri liberale, trebuie să le respectăm. Două aripi ale Partidului Comunist. Da, da. Asta. Păi da, dar tu știi că... Aia care susține impostul fix pe venit și aia care susține impostul progresiv. Dar e o noutate. Atât. Stai puțin. E o noutate că noi am scris asta și le-am făcut odată. Și în China e la fel. Băi, din FSN-ul ăla s-au tras din toți FSN. La fel. E un alt FSN. Da, exact. Dar s-au tras toți și au ajuns la coaliția, până la urmă, înapoi. La fel. Fraților, fără partid de noi, vorbim încă 4-5 ani la fel. M-ați întristat. Păi unde să... Speram să găsesc... Fără partid de noi. Speram să găsesc... Verde. Au avut grijă. Au avut grijă să nu mai existe putem o pepinieră și o construcție de... de politicieni noi. Asta e scopul. Singurul care l-a scăpat a fost Taurul, care nu s-a dat la televizor, dar care a bătut vreo 80 de orașe și a făcut la live-uri cu telefonul în mână și cu steaguri și cu opinci și deodată au luat 10%. Asta a fost surpriza sistemului. Asta a scăpat pe dedesubtul scenei, ca să spun așa. Mentalitatea mea de capitalism mă face... Păi da, și face, pe ăsta poate să-l penetreze, ori să-l compromită foarte simplu. Mentalitatea mea de capitalism mă face arare ori să, cum să spun, să pun pe micul ecran în emisiunea de televiziune genul ăsta de informație, dar de data asta o voi face, pentru că domnul, l-ați avut zis mai devreme, da, l-am auzit cu toții pe domnul Boloș. Deci domnul Boloș vine și ne spune, fraților, e greu, mai avea să folosească expresia celebră, trebuie să strângem cureaua, exact. Trebuie să curea. Și la final, și un Doamne ajută la poporul român. Și un Doamne ajută la poporul român și cutare. Dumnezeu să ne apere pe toți de sărăcie, de cutare și să plătească impozite. Și trăiască președintele nostru. Păi, dar apare deodată, aia cu avioanele, cum să spun, o înțelegem. Președintele trebuie să circule și el cu un avion, a închiriat unul de, iarăși, de zeci de mii. Bă. Dar apare doamna. Apare doamna Iohannis, priviți această fotografie. Eu nu mă pricep, mi-a trimis-o cineva, am văzut,
nu mă pricep la, cum să zic, la... La prime doamne. Da. Înțeleg că ăsta e un site mare, Farfetch, da? Bă, care să comandă tot suiul de... Poșeta? Te refer la poșeta acum, nu pot să cred. Fii atent, mă refer la curea, mă. Eu n-am crezut așa ceva, înțelegi? Toate curelele mele de acasă, nici cu 10% nu fac din toată... 820 de euro costă cureaua doamnei Iohannis, asta de la Valentino Garavani. Băi, primește cadouri, mă scuzați. Păi stai, nu poți să primești cadouri. De la cine? De la șeful? Știi, de la... Mai, voi mai țineți minte că sunteți vintage. La ziua lui Adrian Năstase, Robert. Lasă-mă, ne întoarcem cu 25 de ani. Obiecte. Da. De jumătate de milion. De jumătate. Ține. Da, de milion. Da. Jumătate de milion. Da. Tablouri cu tare. Tablouri. Da, așa. Hărți vechi, nu știu ce. Doamna primește curele. Păi de asta, nu, bă, dar alea se declară, n-ai domnul, Da, aia când a fost cu tot cu... De la cine primește, bă, curea de 820 domnul de euro? Domnul Pahonțu, de exemplu, îi cumpără costul. Nu cred așa ceva, stai, nu. Când n-ai și îi realimentează cardul. N-ai dovezi pentru așa ceva. Tot cu o deplasare de asta n-a fost scandalul bijuteriilor. Când a venit pătuca aia cu bijuteriile. Pătuca aia, acum avem o curea de, repet, Valentino Garavani de 820 de euro. Nu, da, alte prime doamne, colo mă fel, fii atent. Alte prime doamne. Ce n-ai bare, mă, curea o zi de naștere și o zi de nume. Are diamante. Dacă în ziua asta de naștere și zi de nume primește câteva sute de obiecte care nu poate să-ți dea, nu poate să le cumpără de la Alimentara, de la Unirea totuși, de la Raionul Bucurobor. Eu nu spun că nu primește. Una este să poate și... Poate avem toți acasă un ceas, nu știu, calendar. N-avem, avem președinte de dreapta, n-avem un președinte socialist care merge cu Volkswagen. Într-o țară în care vine Boloș de schiat, fără cămașă, da, fără cravată. Ba, asta nu mă deranjează. Domnul Bor, pe mine mă deranjează. Puneți, mă, când te-ai îmbrăcat într-un... Eu nu vreau. Nu, mă, când ești ministru... Ai care să acopere el tot. Am înțeles, dar pune cravata, mă, dacă ești ministru. Bun, așa. Ce ne contează? Mă rog. Să apară și în cămașă de noapte, dar să facă treabă, să avem cel mai tare pip. Cel mai tare pip vreau să am, dar în cămașă de noapte. Cămașă de noapte, conul Leonid, da, și cu lampă. Conul Leonid. Cu lampă. Exact. Bun. Deci într-o țară care domnul Boloș ne spune trebuie să strângem cureaua, da? Strângem cureaua, că e greu, că nu știu ce, că impozite, că taxe, vine doamna Carmen Iohannis și ne arată cureaua de 820 de euro. Să fie... Dragă, lumea vorbește, întotdeauna fie... vorbi. Ce ziceți, regia? Stai că... Aolo, da? Gata, trebuie să... Am și terminat așa de repede? Ia uite-mă. Da. Vreau să vă anunț, doamnelor și domnilor, am un anunț foarte fain de făcut la final, dacă tot să închidem rotund, ca să zicem așa. După cum probabil ați aflat, un bun prieten de-ai mei, este vorba de Mircea Radu, om de televiziune cu mare experiență. Ce-a făcut? Se alătură echipei Metropola TV și prima, de fapt, s-a alăturat, e alături de noi, dar e umblă, nu l-am văzut, abia aștept să-l văd pe aici, pe culoarele televiziunii. Mircea Radu debutează pe Metropola TV cu emisiunea lui, sâmbătă, 23 septembrie de la ora 20. Este o emisiune în care, atenție, omul ăsta a parcurs 20.000 de kilometri prin vestul Europei, a străbătut 11 țări, s-a oprit în 32 orașe și a făcut o superproducție intitulată Noi Românii, o emisiune în care vorbește cu românii noștri aflați, cu diaspora, spuneți-i așa. E vorba de povești emoționante, surprinzătoare. Sunt românii stabiliți în toată lumea asta care au reușit, s-au zbătut, n-au reușit, au greșit. Ioan Grigorescu, da, sau Aristide Bucoiu? Bă, da, dar data asta avem foarte mulți. Dar atenție că îl vedeți pe Mircea Radu într-o primă legătură video aici pe Metropola TV, chiar în această seară, în emisiunea Mădălin Ionescu Show, care începe în câteva minute. Așa că aveți toate motivele să rămâneți cu Metropola TV și nu uitați, sâmbătă de la ora 20 îl vedeți pe Mircea Radu cu emisiunea Noi Românii. Mulțumesc, Liviu, mulțumesc, Bogdan Comaroni. Mulțumesc, doamna. Noi ne vedem în Delta mâine dimineață. Așa, și noi ne vedem luni de la aceleași ore 20 trecute fix. Toate bune!
primul studio mobil de televiziune din România, purtând sigla Metropola TV, a parcurs 20.000 de kilometri prin vestul Europei, a străbătut 11 țări și s-a oprit în 30 de orașe. Această statistică prinde viață sub genericul superproducției Noi Românii, emisiunea care îl va readuce pe micul ecran pe unul dintre cei mai îndrăgiți și mai titrați realizatori TV, Mircea Radu. Mircea aduce telespectatorilor Metropola TV poveștile emoționante și surprinzătoare ale românilor stabiliți în toate colțurile bătrânului continent. Formatul vede lumina micului ecran sub cele mai bune auspicii și sub sigla televiziunii familiei tale, Metropola TV. Pentru românii din diaspora, facem precizarea că Metropola TV se poate recepționa și prin satelit. Superproducția a beneficiat de sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și va debuta sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 20.